Salutare, bine ați venit din nou pe lecțivideo.ro la un nou video dedicat electronicii pe care îl fac așa mai mult ca o curiozitate Recent mi s-a stricat periuța mea de dință electrică aveam o periuță oral B de ani buni nu știu, cred că 10 ani, plus minus uh, și sau poate mai puțin de 10 ani, dar oricum o aveam de, de ani buni. Și recent am constatat că pur și simplu nu mai vrea să se încarce deloc. Și efectiv n-am mai putut să o folosesc, mi-am cumpărat alta, dar am zis ok, hai să o desfac de curiozitate, să văd ce e înăuntru, să văd dacă pot să fac ceva. Și am zis hai să fac și un video, că de ce nu, poate sunteți și voi curioși, cam cum e înăuntru, nu am stat să analizez foarte, foarte în detaliu placa cu circuite. Ce m-a interesat pe mine, să înțeleg, este procesul de încărcare. Fiindcă periuțele astea electrice au o bază, care se vede în imagine, cutia asta ovală de plastic alb. Din dreapta, asta este o bază pe care o băgăm la priză. Are diverse circuite în interior. Și în baza asta, vedeți că are un moț ieșit în afară, în baza asta intră periuța electrică și ea se încarcă. <coughs> și inițial, când mi s-a stricat, m-am dus cu gândul că poate această bază s-a stricat. Da? Deci nu periuța, ci baza care uh, e clar că generează un câmp electromagnetic ca să încarce periuța și am încercat să desfac baza. Pot să vă spun de la bun început că nu se poate desface sub nicio formă. Baza asta a fost concepută să să fie în priză în permanență în baie, da, deci într un mediu în care există șansele cele mai mari să ne electrocutăm din greșeală, fiindcă există umiditate. Și pentru a fi în perfectă stare de siguranță, producătorii au umplut efectiv, pe lângă faptul că nu există șuruburi ca să desfacem baza, nici măcar nu putem să luăm o, o freză și să decupăm. O parte din bază să o, să o spargem în două Fiindcă în interior toate componentele electronice Sunt efectiv uh, umplute de o spumă densă uh, Bineînțeles o spumă care nu dăunează componentelor electronice Și care nu conduce curentul, asta e clar Și practic dacă baza asta s-ar strica Noi nu am avea ce să facem uh, să o reparăm fiindcă nu se poate ajunge la componente sub nicio formă. Da. Spuma aia s-a lipit de toate componentele. Ideea e că ținând baza asta în baie, în priză, dacă din greșeală alunecă și cade în apă, apa să nu ajungă la componentele electronice și implicit la 2.20, la firele de 2.20 și să ne electrocuteze. Da, asta a fost logica producătorilor. Bun, din câte am observat, baza este destul de solidă din punct de vedere electronic. Se pare că sunt șanse mult mai mari să se strice periuța în sine decât baza. Și în cazul meu asta s-a întâmplat, periuța s-a stricat fiindcă în timp cauciucul de pe carcasă s-a mâncat, a reușit să intre apa în interior și se vede în, în anumite locuri, se vede aici în vârful periuței, că structura asta metalică, mă rog, nu se vede foarte bine, dar se vede că structura asta metalică pare avea ceva de puneri de calcar, rugină, da? Motorașul ăsta la fel pare avea ceva de puneri de calcar și nu se vede foarte bine aici pe cablaj, o să vă arăt un pic mai încolo, dar... Uh, și chipul ăsta este un pic mâncat la anumiți pini, semn că apa a intrat și a început să corodeze. Bun. Ce m-a interesat pe mine, ce am fost eu curios, uh, a fost să văd cum arată forma de undă produsă de bobina asta. Uh. Fiindcă ce se întâmplă? Eu mi-am cumpărat o nouă periuță, asta e baza celei de-a doua periuță, dar fiindcă este de la aceeași marcă, uh, în esență e identică sau putem să presupunem că este identică. Da? Baza asta se comportă ca un fel de jumătate de transformator. <coughs> iar bobina din uh, din periuță se comportă ca cealaltă jumătate, respectiv în bază am avea primarul transformatorului, iar această bobină care se vede aici s-ar comporta ca un secundar al, uh, al unui transformator, da? Și vedem că oamenii <coughs> au mai pus și un arc aici, care sincer să fiu nu un prea înțeleg foarte bine pentru ce l-au pus. Arcul ăsta stă în interiorul bobinei din periuța electrică. Eu l-am scos în afară ca să pot să-l fotografiez, dar el vine efectiv în interior, în dreptul bobinei. Da? Tot ceea ce pot să mă gândesc e că ei au vrut să fie ca un fel de miez al transformatorului. Din observațiile mele nu este necesar, și o să vă arăt în curând când vă arăt formele de undă. În fine, eram foarte curios, uh, fiindcă e, e, e foarte clar că un astfel de sistem de încărcare um, trebuie să genereze un semnal de curent alternativ, da? fiindcă transformatoarele nu funcționează decât în curent alternativ. Și atunci trebuie să genereze un curent alternativ... Um, Mă rog, să genereze un câmp electromagnetic pe care uh, să-l propage către secundarul transformatorului, da? Să se realizeze uh, acel flux magnetic care trecând prin secundar, adică respectiv bobina asta, să producă un alt curent electric care să alimenteze uh, periuța electrică practic fără contact fizic între baza care încarcă, implicit primarul transformatorului și secundar. Și eram curios cum arată forma asta de undă. De ce? Păi în cazul în care pe viitor mi se strică baza de la periuța nouă pe care mi-am cumpărat-o uh, și periuța în sine rămâne în stare bună de funcționare, deși, repet, sunt zic eu, foarte mici șanse să se strice baza, dar în caz că se întâmplă să se strice baza, să pot să-mi creez eu o bază nouă, dar nu ce face baza, n-aș fi avut cum să creez această chestie. Da, așa că asta am făcut. Am lipit două fire aici, direct la bobină și m-am uitat pe osciloscop să văd ce se întâmplă. A, vă dau un zoom un pic la placă ca să vă arăt că aici avem un chip care este un microcontroller acest 430G2332 uh, nu este nimic altceva decât un microcontroller făcut de Texas Instruments Mixed Signal microcontroller îi spune care are curent foarte mic de lucru are ADC de 10 bits, are o groază de lucruri și uh, acest chip din partea dreaptă, de fapt și de drept, nu este un chip, este un transistor MOSFET cu canal N, maxim 20 de 30 de rezistență drenă sursă, doar că a fost ca încapsulat în, într-o capsulă de asta care e tipică circuitelor integrate, dar el este MOSFET de fapt și de drept. Acum, de ce oamenii au simțit nevoia să pună o microcontroller și să practic să facă un circuit foarte complex doar pentru a încărca un acumulator nichel hidrură de metal pe care nu l-am arătat, era sub placă și apoi pentru a pune în mișcare motorul ăsta, da, asta e un motor de Uh, tensiune mică. Eu l-am alimentat, după ce l-am scos din circuit, l-am alimentat la un volt jumate. Atenție că consumă ceva... Uh, am uitat pe un moment cât exact, jumate de amper, 700 de miliamper, ceva de genul ăsta, la, la un volt jumate, consumă destul de mult. Dar e drept că pare să se învârtă foarte tare. Um... De ce oamenii au simțit nevoia să, să proiecteze un circuit atât de complex cu microcontroller, cu... Da, mă depășește. Nu, nu pot să înțeleg de ce n-au ales o soluție analogică, mai simplă, care ar fi fost 100% sut realizabilă, da. În fine, sărim peste asta. Bun, a, forma de undă pe care am observat-o pe osciloscop arată foarte ciudat și de fapt și de drept sunt... Uh, în esență, sunt 5 impulsuri pe secundă care sunt trimise uh, către periuță și impulsurile astea arată foarte, foarte ciudat. Adică pornesc cu o amplitudine aproape constantă, apoi uh, sar la o amplitudine mai mare. Vedem aici 5V pe diviziune verticală, deci avem un plus-minus 10V. Uh, Mă rog, față de linia centrală. Și în momentul în care avem vârful ăsta, toată forma de undă descrește și ciclul se încheie, avem parte de nimic, de, de o pauză, timp de, nu știu, 25 de milisecunde sau ceva de genul ăsta și după aia ciclul reîncepe. Dacă dăm zoom pe undeva pe acolo, vedem niște oscilații, formă sinusoidală. Dacă îți dăm un pic mai mult zoom ca să vedem o singură repetiție, vedem forma asta. Da? Um, frecvențmetrul multimetrului uh, spune că ar fi cam 36 de kHz, semnalul ăsta. Și dacă dăm zoom out, uh, adică punem o, un număr mare, de un, un timp mai lung pe diviziune, <coughs> astfel încât să avem o secundă între două diviziuni. Vedem clar cum, cum, avem 5 repetiții per secundă, în fiecare secundă. Da? Deci dacă mergem aici tot 5, dacă mergem aici tot 5, sunt efectiv câte 5 impulsuri pe secundă de forma asta. Foarte ciudat, de asemenea am avut curiozitatea să, să, scot, să fac teste și cu și fără acest arc care, repet, bănuiala mea că se comportă ca un miez al unui transformator. Ideea este că nu am sesizat diferențe. Da? Ignorați spațiul ăsta de aici este datorat osciloscopului, baleierii osteoscopului. Asta e forma de undă cu arc în mijloc și asta e forma de undă fără arc. Vedem că dacă dau înainte înapoi ca să putem să facem comparații vizuale, practic nu prea există diferențe. Așa că nu, eu nu prea înțeleg de ce au simțit nevoia să pună arcul ăla, dar în fine. Bun, deci cam asta e, cam asta se întâmplă în, cel puțin în acest model, sau în această marcă de um, periuțe electrice. Poate că altele chinezești mai ieftine merg par principiu, deși dacă sunt copii ale periuțelor de marcă mai bună, o să meargă pe același principiu. Um, da, cam asta e. Am zis că poate, poate este, nu știu, o curiozitate pe care ați avut-o și voi, dar n-ați avut o perioadă stricată la îndemână să vă satisfaceți această curiozitate. Bun, cam asta e. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Mulțumesc și celor ce sprijină într-o formă sau alta acest proiect. Nu uitați, sprijinul vostru financiar este binevenit. Cu cât mai repede pot să cumpăr componente și alte lucruri necesare în electronică, cu atât mai repede pot să învăț, pot să fac experimente, să vin aici și să vă arăt și vouă, ca să vă ușurez și vouă viața, să nu trebuiască să consumați timp și energie cât îmi consum eu. Mulțumesc pentru vizionare, ne revedem cu bine și data viitoare. La revedere!